Oamenii încearcă să găsească noi soluții în agricultura pe care o practică de o viață. În speranța că vor obține profituri mai mari, fermierii din Mărșani s-au orientat către cultura tutunului. Este și cazul lui George Tulbă, care spune că faptul că există o piață de desfacere a fost motivul care a cântărit cel mai greu. Ne-am reapucat pentru că nu necesită timp să... pentru vânzare. Este foarte simplu cu vânzarea. Contractăm tutunul și cei de la firma cu care facem contractul vin și ne preia producția, vin de acasă și ne preia producția. Cu celelalte produse agricole trebuie să mergem la piață și e mai greu cu vânzarea. Asta, asta a fost principalul motiv pentru care am ales tutunul. De trei ani s-a apucat să cultive tutun, iar producția a fost satisfăcătoare. În plus, anul acesta vrea să se extindă. În anul acesta mi-am achiziționat și un tractoraj și, și vreau să mai îmi iau celelalte Componente, să spun așa, plug, grapă și ce mai trebuie, și aș dori, da, să mai, să mai măresc puțin producția. În Comuna Mărșan se cultivă zeci de hectare cu tutun. Chiar dacă este mai mult de muncă pe o plantație cu tutun, prețurile oferite sunt de multe ori mai avantajoase decât în cazul legumelor și al fructelor. Acesta este și motivul pentru care autoritățile cred că tot mai mulți fermieri vor opta pentru această cultură. Înainte se cultivau la Mărșani 600 de hectare de tutun, de timpul celălalt, până în Revoluție, și acum a început să prindă oamenii gustul din nou al tutunului. Anul trecut am avut 10 cultivatori cu care au cultivat 50 de ari, un hectar, chiar până la 4 hectare de tutun. Cultura de tutun poate reînvia. reînvie, re da, reînvie și pe noi ne bucură lucrul acesta. Și-au creat puțuri forate, irigă și totul este în regulă. Potrivit Direcției pentru Agricultură, zonele în care se cultivă tutun în Dolj sunt în partea de sud a județului, Mârșani, Amărăști, Daneți, Bratovoiești. Singura uscătorie de tutun din zonă, existentă în Bratovoiești, nu mai funcționează de câțiva ani. Camerele agricole ar putea fi înființate până în vară. Cel puțin acestea sunt intențiile Ministrului Agriculturii. Achim Mescu consideră că lipsa consultanței agricole este unul dintre marile handicapuri ale agriculturii românești și că o soluție pentru rezolvarea acestei probleme ar fi înființarea camerelor agricole. Șeful MADR a declarat chiar că va urgenta desfășurarea acestui proces astfel încât, cel târziu, până în vară, să fie înființate la nivelul întregii țări aceste camere agricole care să acordă consultanță despre specialitate fermierilor fără o consultanță agricolă, micii producători nu vor reuși să se dezvolte. Ei trebuie învățați cum să producă și cum să vândă. În vederea consultării agricole, una dintre priorități este înființarea camerelor agricole. Până în vară vrem să înființăm camerele agricole. La ora actuală avem două forme pentru camerele agricole. Acestea să fie de stat și să funcționeze în cadrul consiliilor județene sau să fie private. În cazul celor private, acestea ar fi răspândite în 14 județe, a declarat ministrul într-un interviu acordat zi Capital. O altă formă de ajutor pentru fermieri ar fi crearea unui fond de creditare din fonduri europene. Potrivit ministrului, dacă dobânda nu mai este o problemă atât de mare, în schimb, accesul la finanțare este destul de dificil. În acest sens, legislația europeană prevede posibilitatea construirii unui fond de creditare din bani europeni. Atenție, fermieri! Se apropie termenul limită de depunere a cererilor de plată pentru subvenția la motorina utilizată în agricultură în trimestrul 4 al anului 2015. Acesta este 31 ianuarie, așadar trebuie să mergeți la la apia dacă vreți să beneficiați de acești bani. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursarea diferenței dintre acciza standard și acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Valoarea acestuia este de 1,797 de lei pe litru, iar beneficiarii achiziționează cantitățile necesare de motorină și solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele lor, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul 4 al anului 2015 în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare. Comisia Europeană va aloca 161 de milioane de euro pentru combaterea bolilor veterinare, Vorbim de pesta porcina africană și cea clasică, gripa aviară, boala limbii albastre, rabie, salmoneloza și encefalopatiile spongiforme transmisibile. Potrivit specialiștilor de la agroromania.manager.ro, în total au fost selectate 130 de programe de control, supraveghere și eradicarea bolilor veterinare și zoonozelor, totul pentru a spori protecția sănătății oamenilor și animalelor vor fi alocate aproximativ 62 de milioane de euro pentru programe în domeniul tuberculozei bovine, 12 milioane pentru cele axate pe encefalopatiile spongiforme transmisibile și 26 de milioane pentru programele legate de rabie. Comisia Europeană mai alocă 17 milioane pentru programele privind salmoneloza, 10 pentru cele axate pe bruceloza bovină, 2,5 milioane pentru programele în domeniul pestei porcine clasice și 7 milioane în cel al pestei porcine africane. Cultivatorii europeni de fructe vor putea să exporte mere și pere în Statele Unite la finele acestui an. Anunțul vine din partea executivului comunitar, după publicarea unor noi reguli de către autoritățile americane. Într-un comunicat de presă, comisarii europeni ai agriculturii, comerțului și sănătății și protecției consumatorilor au salutat publicarea acestui set de măsuri pe care le consideră un pas necesar care să faciliteze exporturile de mere și pere din Uniunea Europeană spre Statele Unite. Aceasta ar fi o măsură sură benefică pentru fermierii europeni, dintre care mulți și-au pierdut piețele de export ca urmarea sancțiunilor impuse de Rusia în 2014. Deschiderea pieței americane pentru recolta din 2016, adică până în luna septembrie a acestui an, este fezabilă dacă toate părțile își continuă eforturile. Se arată în comunicatul semnat de cei trei comisari europeni. Cererea de simplificare a accesului pe piața americană datează din 2007 și acoperă opt state membre, mai precis, Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Italia, Olanda, Polonia și Portugalia. Comisia Europeană estimează că valoarea comercială a acestor exporturi este una modestă de aproximativ 10 milioane de euro, dar că ar oferi o gură de oxigen unui sector supus la presiuni severe. În urma sancțiunilor impuse de Rusia în 2014, exporturile de fructe ale Poloniei și Belgiei s-au redus cu 50%. Cum ați descrie, domnule primar, comuna dumneavoastră în câteva cuvinte? Eu cred că comuna noastră este o comună deosebită față de cele din jur și față de tot județul și sunt comune rare cum este Comuna Unirea. Pe motivul că e o comună tânără, e o comună în care se muncește. Spuneți că este o comună tânără. Cum reușiți să-i țineți pe tinerii aici să nu plece, să nu se îndrepte către oraș? Asta este, se petrece din trecut fenomenul acesta, nici după Revoluție n-a fost mare migrație, pe motiv că suntem mai departe de orașe, suntem la 60 de kilometri de Craiova, părinții de aici au avut mașini în dotare, ARO, vestitele ARO, după aceea le-au schimbat cu mașini moderne și copilul nici nu plinește 18 ani și el învață să conducă, la 18 ani ia carnet și pune legume, pune cultura de câmp, grâu, porumb și, și valorifică marfa fără să mai fie intermediari și la prețuri la care le convin lor, în toată țara românească. Așadar, într-un fel, agricultura îi ține aici. Sigur, sigur că da. Agricultura, fiecare, un pogon, dacă l are de pământ, el și-l pune cu legume. Mai ales anul ăsta a fost un an, un an chiar bun, unde varza s-a dat la 10.000, la 15.000, la 18.000 și 20.000 în ultimul timp. Kilogramul vreați bani vechi Meteorologia a emis avertizări cod galben de ger pentru această perioadă. În Oltenia, Muntenia, Sudul și Estul Transilvaniei vor fi minime de minus 20, minus 15 grade Celsius, iar izolat se vor înregistra valori termice sub minus 25 de grade. Potrivit prognozei agrometeorologice, ca urmare a temperaturilor negative prognozate, atât speciile de toamnă cât și cele pomii viticole își vor menține starea de repaus biologic în aproape toate zonele de cultură. Totodată, pe suprafețele agricole fără strat protector de zăpadă, unde temperaturile minime din aer vor scădea sub pragurile biologice critice de rezistență ale plantelor, vor fi posibile vătămări ale aparatului foliar prin îngălbeniri și brunificări ale vârfului frunzelor. De asemenea, în plantațiile pomii viticole, depunerea de zăpadă asociată cu chiciura va produce ruperea ramurilor tinere la pomii fructiferi și a coardelor la vița de vie.